Cum a fost la Brașov? La Brașov, campionatul l-am început foarte bine. Vineri am reușit să obțin cele 10 puncte ale locului întâi la grupa M și am reușit și un loc 6 în clasamentul general. Practic mi-am îndeplinit obiectivul și am ajutat și la obținerea locului întâi pe echipe, UCMR-ul câștigând detașată întrecerea pe echipe. Duminică nu a fost chiar așa de bine, prin prisma faptului că în a doua urcare de concurs, în primul lac de păr al traseului, pe un carosabil foarte alunecos datorită ploii care a căzut înainte, am lovit mașina și am rămas cu timpul obținut din prima urcare, care mi-a conferit totuși un loc 3 și 6 puncte, care cumulat cu cele 10 puncte din prima etapă mă situează deocamdată pe locul întâi al grupei N. Ce părere aveți de traseul de la Câmpul Lung? Traseul de la Câmpul Lung are o particularitate aparte, fiind mai nou în campionatul național. Este un traseu care de data aceasta am observat că este foarte murdar, sperăm mâine să fie în condiții mai bune. Din păcate a apărut și o surpătură, dar este un traseu foarte frumos, mai ales prin prisma spectatorilor care pot să vadă foarte mult din lungimea acestuia. Este un traseu cu câteva viraje de viteză care va pune, zic eu, probleme mâine și pot să spun că departajarea aici va fi făcută la zecim, pentru că datorită și lungimii mici, diferențele de timp vor fi mai mici. Mașina e ok, da? După ceea ce am reușit în ghilimele la Brașov, am reușit să o reparăm în timp util. Este rezolvată problema 100% după accident. Mașina merge foarte bine și sunt încrezător că mâine voi reuși să câștig la grupa N. Mulțumim și poftă mult! Mulțumesc frumos!